Așadar, dragilor, pornim treaba la clasa 11. Cosmin este pe baricade. Cosmin, te rog tema pentru acasă, da? Te rog. Să se precizeze dacă intervalele 0 deschis 2 și... Deci intervalul 0 deschis 2, deschis la ambele capete. Da, da. Și 0, 1, intervalul... Deci și 0, intervalul... Deci intervalul 0, 2 deschis și intervalul 0, 1. Și intervalul 0, 1, 1 deschis, ambele așa, așa. Sunt vecinătăți ale punctului I. Da, sunt vecinătăți. Ale punctului I, cred că I aici. Nu, care e aici? Cine este I ăsta? E 1 aici, eu nu dau seama ce este I. Ale punctului 1. Ale lui 1. Ale lui 1. Ale lui 1. Dacă sunt vecinătăți pentru 1. Dacă sunt vecinătăți pentru 1. Și după zice, dar acoladă minus 3, reunit cu... Deci, asta e prima întrebare, nu? Da, da. După dacă sunt vecinătăți, acestui pentru 1. Da. Pe urmă? Scrie, dar acoladă minus 3. Dar, deci o altă întrebare, da. Dar acoladă minus 3, reunit cu 0,5 deschis. Reunit cu? Interval 0,5 deschis. 0,5 deschis. Reunit cu acoladă 6. Reunit cu elementul 6. Da. Dacă asta este vecinătate tot pentru 1? Da, pentru intervalele 0 și 2 și 0 și 1. Eu nu înțeleg ce vreau să spun. 14. Să se precizeze. Dacă intervalele 0, 2 și 0, 1 se vecinătăți pentru punctul 1. Dar mulțimea formată din elementul 3 reunit cu 0, 5 reunit cu 6 poate fi văzută ca vecinătate tot pentru 1? Tot la 1 se referă. Deci, e vorba de două mulțimi. Da? Două mulțimi. Hai să zic. Dacă 0, 1 și 0, 2 pot fi socotite vecinătăți pentru 1, da? Atenție! 0, 2 odată și 0, 1 altă dată. Da. Și aici avem o altă întrebare. Dacă... O altă mulțime este 0, 3 reunit cu 0, 5 reunit cu 0, 6 dacă poate să fie socotite vecinătate pentru tot pentru 1, da? Da. Deci, întrebarea este V1 egal cu intervalul 0, 2. V2 egal cu 0, 1. Și respect V3 egal cu mulțimea formată din minus 3 reunit cu 0, 5 reunit cu elementul 6 dacă pe rând acestea pot fi văzute vecinătăți dacă sunt trei în parte luate, dacă sunt vecinătăți pentru x egal cu 1. Pentru punctul x egal cu 1. Pentru 1, dacă sunt vecinătăți. Hai să spun un lucru. Nimeni mi-a amintit ce înseamnă vecinătatea unui punct. Fără noțiunea asta, nu avem ce face la ghișițul ăsta. Nu mai știu ce înseamnă vecinătatea unui punct. Care e definiția? Tu ai o definiție dată noțiune de vecinătate a unui punct? Indice 0 este un interval deschis, AB care poate... Ah, hai! V indice X0 numită vecinătate pentru X0. Da. Este un interval deschis AB care aparține lui R cu proprietățile X0 ce aparține lui AB. Deci, V indice X0 da. Egal vecinătate. Vecinătate pentru X0. Scriem, zi-mi dacă nu știu. Așa. Este un interval deschis. Deci,
V indice X0 este un interval AB la capete, nu? AB. Da, da, care aparține. Care e inclus, intervalul ăsta este inclus, așa spune. Ce spune aparține? E o greșeală. Când trei mulțimi, nu are loc relația de apartenență. Un element aparține mulțimii. Aici este o mulțime de puncte de la A la B, da? Deci V e inclus în el, un interval din el. Cu proprietatea X0 inclus în AB. Cu proprietatea că așa încât X0 aparține lui AB. Mai citești cu o dată, băi. Păi nu înțeleg asta, nu mă apuc de problemă. N-am nicio șansă. Deci, o mulțime notată cu VX0 care este un interval. Da. Altfel spus, un interval AB este vecinătate pentru X0 dacă X0 acela se găsește în interiorul lui. Atenție! X0 să aparține interiorul intervalului. Să nu fie nici A, nici B. Că ai zis, X0 aparține la AB deschis. Așa este acolo. AB deschis. Deci, atenție! Ce sunt vecinătățile unui punct? Sunt intervale. Acum încep să înțeleg. Vecinătățile unui punct real, unui număr real, sunt intervale care sunt sub mulțimea ale lui el. Da? Cu proprietatea că punctul respectiv se află în interiorul intervalului. Nici A, nici B. Adică, bunoară, pot vorbi de F, V indice A? Adică de capătul intervalului, poate fi socotit capătul intervalului ca fiind vecinătate sau... Pot vorbi de vecinătatea lui A în cazul ăsta? Nu pot vorbi. Că X0 acela trebuie să fie în interior, nu capăt de interval. Da? Din interiorul interval. Și acum, hai să socotim. După ce am înțeles asta, că vecinătățile... Să traducem pentru 1. Ce ar însemna vecinătatea lui 1? Păi 1, în primul caz... Ce ar însemna vecinătatea lui 1? 0,2. Deci V1 egal cu 0,2 este vecinătate pentru X egal cu 1 dacă este un interval. Și este un interval? Da. Dacă 0,2 da, 0,2 este inclus în el și este. Da? Da. Și 1 aparține lui 0,2. Adică este un element din interior. Da. Și este? 1 se află în interior? Da, păi de la 0 până la 2 este. Este 0, și 1. Da. Este 1 pe 2. Da. Deci pot vorbi de faptul că 0,2 poate fi vecinătate și pentru 1 pe 2. Și pe 2, da, pentru 1 se află. Deci se află 1. Noi vorbim de 1 aici. Da. Deci, într-adevăr, după definiție, că am învățat definiția. Da. Da? După definiție, o mulțime dată, un interval deschis, dar numai intervalul deschis poate fi vecinătate pentru un punct din interior, da? Numai interval deschis. Da, asta am înțeles. Intervalul deschise sunt vecinătăți, sau câte vecinătăți, pentru punctele din interior. Și cum unul este acolo, gata, problemă. Deci, V1 răspuns. V1 este vecinătate pentru 1, conform definiției. V1 este vecinătate pentru 1, conform definiției. V2 nu este. V2, care e compusă din cine? De 0, 1 deschis, da. Nu este. De ce? Pentru că nu are voie la capete. Așa, că 1 nu aparține intervalul 0, 1. De 0, V2 nu este vecinătate pentru 1, pentru că 1 nu aparține lui 0, 1 deschis. Așa, mai departe. Mulțimea asta altă. Minus 3 reunit cu 0, 5 reunit cu 6. Deci,
Deci V3, tu ai spus bine, să facem, să reprezentăm mulțimea asta. Aici unde faci 0. 5. Apoi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 este aici. Deci e vorba de 0, 1, așa, toate punctele de la 0 la 5. Da? 0, 5. La care mai adaug și pe 6. Răsleț. 6 este așa, da, care se lipește. Este așa, aruncat ca din praștii. Da. Și mai am și pe minus 3. Minus 3 este pe aici undeva. Minus 3 în partea asta. Da. La un interval, la un interval din 0,5. Da? Un interval. Că ce spune o mulțime, se cheamă decimătate dacă este interval. Întrebarea. 0,5 la care adaug și minus 3 și 6, mai este un interval? Nu mai este un interval, că sunt niște puncte aruncate așa. Nu, dacă ar fi fost de la minus 3 la 6 tot, da, ar fi fost. Ar fi fost un interval. Dar așa, un interval la care adaug niște puncte răznețite, nu mai este un interval. Da. Că nu conține tot de la minus 3. Nu mai conține și punctele de la minus 3 până la 0 și respectiv la 5 la 6. Da, deci nu se poate. Deci, deodată, nu satisface definiția. Ce am spus că este o... ai spus tu. Ce este o vecinătate a unui punct? Este un interval. Un interval! Da. Da, un interval. Deci nu satisface chestia asta, nu este interval. Așadar, V3 nu este... Că nu este interval. Da. Fiindcă nu este interval, fiindcă mulțimea formată din minus 3 reunită cu 0,5 reunită cu 6, nu este interval. Da? Nu este interval. Nu satisface condiția de a fi interval. Dacă ar fi fost numai 0,5, ar fi fost vecinătate pentru 1? Da. Sigur că da. Pentru că 1 se află aici. Da. Și pentru 2 și pentru toate punctele de acolo. Da. De la 0 încolo încep. Și pentru 0,0,0,1, da, toate. Sunt limitate. La 1 se află. Și fiindcă vorbim de 1, da. Dar s-a fost stricată calitatea de vecinătate, intervalul acesta 0,5, fiindcă s-a adăugat aceste două puncte. Da. Și chiar numai 1 dacă s-a adăugat. Da, nu mai este interval. Nu mai este interval. Terminat povestea. O, am dreptate că trebuia știută teoria. Cum să fac tema la matematică dacă nu știu teoria? Este marea problemă pe care voi o faceți când am temă de făcut. Nu știi nimic, nu citești nimic și te apuci de temă. Nu ai nicio șansă. Nu ai nicio șansă. Ai anunțat colegii tăi că poți să-și facă tema pentru mâine? Nu ai anunțat. Câți de știu? În afară de Marian. Marian știe? Mădălin, da. Mădălin știe, nu? Da. Deci stă ca boierul acasă, își face tema, da? Îți dă o ciocolată, că trebuie să dă o ciocolată, o bere măcar. Da, o bere. O bere, trebuie să-ți dai, băi, fii atent, trebuie să dai o bere, că mă duc acolo și fac lecția. Bun. Da. Și eu invit așa din chestia asta de bun colegi, cu noi toți din clasă. Băi, știi ce? Am dus să mă ascund. Mă auziți acolo, fac tema, faceți așa voi. De ce mâine? Mâine să fiți puși în situația să vă dau caietul să copiați, că sar pe tine. Nu s-ar veti, îți dă tema. Așa. Nimeni frumos în chestia asta, că e gratuit, e o chestie de bun simț, pe care tu poți să o faci, da? Ei mai spun la colegi, nu neapărat tema asta va fi aceeași peste tot, da, la toți copiii, da, dar ideea de vecinătate în alte ieșiții este aceeași. Da. Matematica este aceeași peste tot în lume. Definiția asta, să știi că nu, odată profesor sau profesoara ta, ci asta este în literatura de specialitate. Și atunci eu înțeleg cu această ocazie ce înseamnă vecinătate și poți face orice existiu. Bine, hai să mergem mai departe. Care din următoarele submulțimi, următoarele mulțimi, V inclus în R, sunt vecinătăți ale originii? A. Ce înseamnă originii? A lui 0. Da, da, X0. Da? Deci X0 este socotit acolo 0, da? Pentru origine, pentru 0. Cum a fost 1, acum e vorba de 0. Și te rog. Punctul A. V
egal minus 1, 3. Deci V, V egal cu minus 1, interval deschis, minus 1, 3. Păi este V, este a lui 0 pentru că este punct aparține, este interval. Da, este. Deci ăsta V inclus în el, conform definiției, și 0 aparține lui minus 1, 3. Deci rezultă V, vecinătate, pentru 0. Da, este vecinătate pentru 0. Da. Deci am intervalul acela dacă este vecinătate pentru 0. Punctul B egal cu... Deci A-ul a fost asta, da? Da, A. B. V egal cu interval închis, 0 infinit deschis. 0 infinit deschis. Așa. Dacă este vecinătate. Pentru 0, tot pentru 0. Pentru 0. Da, da. Deci trebuie să, în definiție spune că trebuie să fie interval deschis. Sigur că da. Deci nu este. Deci nu este, fiindcă ăsta nu e interval deschis. Da? Deci trebuia să fie la 0 deschis. La 0 deschis ar mai fi fost? Pentru 0? Nu. Nu. Pentru că 0 nu este din interior interval. Da. Concluzie, e clar că nu e interval deschis și nu e vecinătate, conform definiției. Ce? Ar fi V egal cu minus 4... Deci aici nu. A, nu, da. Vecinătate. A, 0. Pentru X egal cu 0. Punctul C. V egal cu interval deschis minus 4, 1. Minus 4, așa. Reunit cu 2 plus infinit. Cu 2 plus infinit. Infinit. Dacă este vecinătate, pentru cine? 0. Pentru X. Pentru 0, da. Origine. La minus 4 la plus infinit reunit ar veni... Stai o secundă, nu? Dar 1, 2 zona asta e goală, nu e acoperită. Deci... Să ne amintim definiția. Dar tot nu ar fi, tot nu este vecinătate. De ce nu este vecinătate? Motivează. Pentru că nu este... Nu este un interval deschis. Nu este un interval. Este o reuniune de două intervale. E o reuniune. Și într-unul se află, dar ceva nu se află. Da. Deci, dacă ar fi fost separat minus 4, 1 luată, numai da, asta. Ar fi fost. Ar fi fost. Dacă ar fi fost 2 plus infinit. Da. Ba nu. Nu. Nu, că e 0. Vezi? Strică da. Asta. 2 plus infinit, că se lipește. Da. Deci strică pentru că vine ea acolo și nu are ce căuta. Deci nu este. Nu. Este vecinătate. Și în paranteză spune, nu este interval. Da, am scris. Pentru că minus 4 1 reunit cu 2 plus infinit, nu este interval. Și ar mai fi punctul D, da. D egal cu aparține mulțimii Q. D egal cu? Aparține mulțimii Q. D aparține, bine. V egal cu Q. V egal cu Q, așa da. Spune? Da. Așa. V egal cu Q. Da. V egal cu Q. Da, că este vecinătate. Tu ce părere ai? Cât eu șterg că am călcat creta asta pe aici. Copilul șterg la clasa. Eu văd de asta. Deci ce părere ai tu? Pronunță-te. Dă și tu așa o idee. Nu este pentru că nu este interval. Q-ul asta din cine e făcută? Din mulțimea numerelor care e cu fracții. Toate fracțiile. Fracțiile, da. Da. Toate fracțiile. Da. Dar nu este vecinătate pentru că nu este interval. Nu este interval. În Q se află și numerele iraționale. Da. Deci, în Q se află și numerele iraționale. Și atunci... Nu poate, nu este interval, corect. Are goluri. Q are goluri.
pe scurt, nu este interval. Trebuia să fie un interval inclus în el, da? Adică să conțin toate punctele de la A la B. Ori sunt destul de puncte iraționale. Care, bună oară, radical din 2. Radical din 2 e 1,41, dar nu-i fix. Da, mai sunt o infinitate. O infinitate decimale. Deci radical din 2, dacă încercăm să... radical din 2, dacă încercăm să-l extragem, radical din 2 nu aparține lui Q. Nu-i fracție. Că fracțiile au un număr finit de decimale. Sau cel mult periodic. Da. Cel mult periodic. Cele care sunt infinite sunt periodice simple sau mixte. Dar nu numele de acestea care au infinitate decimale, niciodată nu se repetă un grup decimale, nici periodic, da, nici simplu, nici mix. Dacă extragem radical din 2, repet, să lăsăm și la nepoții, spre nepoți, și rămâne 4, nu trebuie niciodată extras, da? Putem arăta că radical din 2 nu este fracție. Chiar să arătăm. Deci, vom arăta că radical din 2, care este un număr dintr-un interval, radical din 2 nu se găsește în Q. Radical din 2 nu aparține lui Q. Să demonstrăm. O face o demonstrație cu reducere la absurd. Presupunem că radical din 2 aparține lui Q. Da? Presupunem că radical din 2 aparține lui Q. Adică este o fracție. Da. Echivalent cu a spune că radical din 2 se scrie de forma mpn. Da, se scrie de forma mpn. Ireductibilă fracția. Ireductibilă. Adică nesimplificabilă. Iar dacă se mai poate simplifica, o simplifică până nu se mai poate. De tipul 3 pi 4. 7 pi 10. Și mai departe. Deci nesimplificabilă. Atunci, luăm din nou radical din 2. Scriem din nou radical din 2. Dau cu mpn, cum am spus. Echivalent cu, ridicăm mamei membre la pătrat. Da? Ridicăm mamei membre la pătrat. Și va rezulta din asta că din radical din 2 la pătrat face 2. 2 egal. Când ridicăm o fracție la pătrat, cât face? Numărătorul și numitorul. Adică da, din mâna pătrat, din mâna pătrat. Da. Deci egal cu mâna pătrat, dictează. Mâna pătrat, supra mâna pătrat. Echivalent cu. S-a dus în același numitor. E de fapt, ca și cum aș scrie, că mâna pătrat egal cu 2 mâna pătrat. Dar de ce nu mai conduce? Că am văzut în același numitor. Că mâna pătrat face de 2 mâna pătrat. Dar nu înțelegeam bine. Păi, bună întrebare. De nume, nu mi-e clar ce face. Deci, încă o dată. Am plecat de radical din 2 egal cu mpn. Da. Am ridicat ambii membri la pătrat ca să spargă radicalul. Și radical din 2 la pătrat face 2. Da. Și mpn la pătrat face mp pătrat pe mp pătrat. Că așa se ridică o fracție la o putere, nu? Și numărător și numitor. Am ajuns la aceeași numitor. Da. Care înseamnă că mp pătrat face 2 mp pătrat. Și în momentul de față, iată-l pe mp pătrat 2 oriceva. Dacă un pătrat este multiplu de 2, deci echivalent cu a spune că mult pătrat egal multiplu de 2. Asta vreau să spun, nu? Mult pătrat e 2 oriceva, multiplu de 2. Faptul că mult pătrat e multiplu de 2 înseamnă că el trebuie să fie multiplu de 2. Adică, uite, 4, deci pătratul cuiva este multiplu de 2. Luăm pe 3, că mă ar fi 3. Pătratul său cât este? Pătratul 3. Da? 9. Pătratul lui nu este multiplu de, de 2, da? Luăm altul. 5. 25, da, nu este. Nu pot multiplu de 2. Luăm pe 4. Pătratul 16. Său? Deci dacă pătratul este multiplu de 2, 16, atunci el, simplu, care e 4, e multiplu de 2. Da. Da? Dacă mai luăm pe 64. E pătratul cui? A lui 8. Lui 8. Da.
Deci dacă pătratul cuiva e multiplu de 2, înseamnă că el, 8-ul, iată, multiplu de 2. Deci e limpede, da? Deci de aici rezultă că, fiindcă pătratul e multiplu de 2, e 2 oriceva, înseamnă că M este un 2K. Cum ți-am spus, 4 sau 8, da? M e multiplu de 2. Dar de aici, echivalent, potrivit ambii membri la pătrat. Și vine M la a doua, da, și apare că M la a doua e egal cu... Deci M la a doua e egal cu 4K. 4K pătrate. 4K pătrate. 4K pătrate. Ei, și acum mă întorc. Ne întoarcem în relația. M pătrat egal cu 2 M pătrat. Avem relația asta, da? Da. M pătrat egal cu 2 M pătrat. Pe M pătrat îl înlocuiesc, se de supraadaugă, că M pătrat egal cu 4K pătrat. Avem aceste două. În loc de M pătrat aici, pun 4K pătrat. Ce rezultă de aici? Că 4K pătrat, că în loc de M pătrat, știu că spun 4K pătrat. Deci urmează că 4K pătrat este egal cu 2 N pătrat. 4K pătrat egal cu 2 N pătrat. Și faptul că se întâmplă asta, că 4K pătrat egal cu 2 N pătrat, împărțim totul prin 2. Și vine 2K pătrat egal cu N pătrat. Deci 2K pătrat egal cu N pătrat. Dacă, iată-l, pe M pătrat e multiplu de 2, deci asta înseamnă că dacă, iată, scris M pătrat, este 2K pătrat, da? Da. Deci de aici rezultă că N pătrat egal multiplu de 2, fiind de 2 oriceva. Dacă cineva l-a pătrat în multiplu de 2, am spus că el trebuie să fie multiplu de 2. Deci de aici rezultă că N egal cu 2Q. De tipul 2 oriceva. Spuneam așa. Atunci. Două puncte. Avem că M egal cu 2K. Este scris undeva M egal cu 2K sub mine. Cum? Uite aici. Da, păi da. M egal cu 2K, da? Da. Și apoi N am ajuns că N egal cu 2Q. E jos. Da? Este solul jos aici, da? M egal cu 2K și N egal cu 2Q. Radical din 2 avem că este de tipul radical din 2 egal cu M pe N. Am presupus că ar fi un M pe N. Despre M pe N cum am spus? Că este ireductibil. Adică nesimplificabilă. Dar, radical din 2 după ce am muncit, se scrie, în loc de M, ce se pune? 2K. 2K supra, în loc de N, cât se spune? 2Q. 2Q. Ce se întâmplă fracția asta? Se simplifică 2. Se simplifică prin 2, adică este simplificabilă, reductibilă. Deci radical din 2 a ieșit că este reductibilă. Dar noi cum am luat-o? Cum am zis că este? Ireductibil. Și cum am ieșit? O contradicție. Deci nu... Absurd a apărut. Deci, o contradicție. Deci, da? S-a ajuns la o contradicție, chiar așa spun. S-a ajuns la o contradicție. Din ce cauză crezi tu că s-a ajuns la contradicție? Pentru că radical din 2 nu este numărul... Nu este fracție, fiindcă am presupus o tâmpenie, da? Deci rezultă că radical din 2 nu poate fi fracție. Nu este fracție. Subliniază. Asta este demonstrația clară că radical din 2 nu este fracție. Adică radical din 2 nu aparține lui. E o prostie. Da. Falsă este asta. Nu mai îndrăznim să presupunem așa ceva, că intrăm în bucluc, nu? Da. Este o chestie foarte urâtă. Nu ne mai permite să zicem că radical din 2 aparține lui. Iată un mod clar de a arăta că Q nu este interval. Pentru că rămân goluri acolo în Q. O trebuia să fie complet, să conțină și pe radical din 2 și așa mai departe. Nu? Am dat măcar un element. Da. Nu se află în Q. Și deci nu poate fi interval. Așadar, spunem astfel,
De fapt, trebuie să spun un lucru. Între două fracții, cât ar fi de vecine, este un număr care este irațional. Deci cât ar fi de vecine, să am vrea noi să socotim interval, acolo să află niște goluri. Închipuiți ca o sită. Deasă, deasă, deasă. Cât ar fi mintea noastră, abstract gândind, de apropiate firile acelea, totuși există un gol. Așa. Așa că doar Q reunit cu I iraționale formează el. Deci, toate fracțiile la care adaug mulțimea numărul iraționale, am notat prin I, să zicem, I, mulțimea numerelor iraționale. Așa. I și Q sunt disjuncte, nu au nimic comun. I pe alea cu invitați decimali, nu sunt periodici, și simpli, mixi, deci doar că nu se mai termină decimali niciodată. Bun. Am răspuns la mai... întrebări? Mai ai greșiții? Mai ai, da? Hai să facem în continuare. Dar observ că putem lămuri niște lucruri dacă... Să uităm la cameră, să nu poți în cabinet. Așa, ca să... Sunt 31 de minute. 31 de minute. Da. Până la 45-50 are. Dar ce am înțeles de până acum? Că dacă avem suportul teoretic, putem face treabă. Dacă nu, vorbim așa în gol. Să se precizeze care din mulțimile următoare sunt vecinătăți ale numărului x0 egal cu 0, respectiv x1 egal cu minus 1. Deci, pe rând, nu? Deci s-au dat greșiții, dar să facem referire atât la un punct cât și la altul, da? Da, cred că toate sunt false, pentru că nu sunt intervale. Cred că acum sunt intervale, clar. Acum ai început să te duci singur. Ia uite pe greșiți dacă le poți face singur, încât poate le punctăm și mergem repede, da? Da, da, da. Hai să le punctăm, după ai nevoie să-i băgute mare. Dacă ne mai rămân ceva timp să mai și discutăm altceva. Că știi bine, am pierdut lecția cea la care, să-ți fie, am prins toată, toată, totul închidul ăsta, că am pierdut lecția aceea, n-am dat la cameră. Așa, să se demonstreze că următoarele mulțimi din R sunt nemărginite și să se determine infim de A și suprem de A, calculate în R. Asta e un alt exercițiu. Da. Dar cele cu vecinătăți, le băi și te-l faci tu sau ce să... Sau ăsta, chiar ăsta? 16 care era, toate erau false, deci nu, nu erau... Nu le mai pui, știi tot ce da. Așa, ăsta e altul. Da. Să se determine... Ce exercițiu este ăsta? 17, 21. 21, pagina? 67. 67, bun. Să se determine că următoarele mulțimi din R sunt nemărginite și să se determine infim de A și suprem de A calculat în R. Și așa. Este doar punctul lambda, dacă te mă. Este A egal cu A coladă. Deci A mic, da? Da, A mic. Egal cu A mare. Unde A mare este? Da, unde A mare egal cu, nu A coladă, X aparține lui R. Egal cu mulțimea tuturor x și din el, așa vei să spune, da? Da, unde? Cu proprietatea că... x la a treia minus x mai mic sau egal decât 0. Deci noi vom pune aici toți acei x real care verifică inecuația asta. Avem o inegalitate aici. Trebuie să rezolvăm. Să găsim X. Crezi tu că putem să încercăm X la întâmplare? Adică să încercăm prin X și de unde îi căutăm? Din el. Da. Câte elemente am căutat? O infinitate. Da. Merită așa să dăm la întâmplare valori? Nu. Nu. Trebuie să luăm relația, condiția pe care o cere. Deci X la 3-a minus X mai mic egal ca 0 să o prindem într-o echivalență astfel.
echivalent cu x la 3 egal cu x. Îl trecem nu e egal cu x, mai mic egal decât x. A, mai mic, da. Mai mic egal deci x la 3, da? Mai mic egal decât x. Da? Și? Ar fi orice valoare dăm lui x, trebuie să fie mai mic. Asta, trebuie să găsim orice x care la 3 mai mic decât x. Cam care ar fi x după tine? Ca să se întâmple așa. De la minus infinit până pe unde? Până pe la 1. Dacă ar veni 1 la a treia de 1 și este mai mic sau egal decât valul. E greu așa să... Deci trebuie să ai niște argumente foarte temenici. E tot ca și, noi, ca și cum ai încercat să ghicești. Da. Ca și înainte. Ori ai spus că nu poate, trebuie să lucrăm altfel. Așa, deodată, n-am să pot să fac. Poate n-ai fost inspirat duscându-l pe X în dreapta. Poate acolo, lăsându-l, altceva să faci. Tot la X la 3 minus X ne întoarcem, da. Mai mic egal decât 0. Ce ai putea să faci acolo? X la 3 minus X mai mic egal decât 0. Altceva. Cum? Scoatem pe X factor comun. Oh. Vezi? Deci echivalent. Cu scrierea X pe lângă. X la a doua minus 1. Da, mai mic egal decât 0. Mulțumesc. Mai facem încă ceva. Aici e vorba de un produs. Mai mic asta. Adică am putea gândi cu F1 prima lege, F1 de X egal cu X. Ca și mă aș fi rețeta unei funcții. F2 egal cu X pătrat minus 1. Și să vedem care sunt X și care la mulțire, după ce dăm valori, cât oricât, se facă negativ. Și gândindu-ne așa ca un plan care îl facem, ne vor interesa când la mulțire, cât oricât, face minus. Mai mic decât 0, minus. Păi este un număr pozitiv cu unul negativ. Asta e. Vom face semnul la prima funcție, la a doua, tabelul de variație a semnului, și acolo când le mulțim, plus cu minus, face minus. Este o strategie. Da? Deci, o să zicem, F1 de X, F1 de X egal cu cine cu X. Da. Sigur că F1 asta îi definim pe el cu valoare de dar nicio motiv de supărare, nu? Pe funcție polinomial, funcție de gradul 1. F2 de X egal cu cine? Cu X pătrat minus 1. Așa este F2 îi definită pe F cu valoare de R. Hai să facem tabelul de variația astfel. X pentru amândouă de la minus infinit la plus infinit. F1 de X, adică e vorba de cine este F1 de X egal cu X. Așa. Unde devine 0? Devine 0 când X egal cu 0. Da. Adică când are ca valoare pe 0? Când X-ul pe linia lui X este 0. Acum, dacă dăm o valoare în stânga sau în dreapta, până hai să luăm pe un X din dreapta lui 1, lui 0. X egal cu 1, deci pentru X egal cu 1, F1 de 1, din prima funcție, da. În 1 face cât? Păi, legea este așa, F1 de, ce este asta? 1 egal cu 1. F1 de 1 egal cu 1. Dacă F1 de 1 face 1, înseamnă că e un număr pozitiv. Pozitiv, da. De 2 face 2. 2 de 3. Da? Deci, pe aici numărul pozitiv. Ca imagine. Indice care le obții după rețeta asta. Și dacă luăm un număr negativ, va face minus. Minus, da. Minus așa. Și atât tabelul de variație a semnului pentru F1 de X egal cu X. X. Da. Și am spus ce fel de Y obții. Trag linie de desubt. Voi scrie cea de-a doua funcție, F2. De X egal cu X pătrat minus 1. Da,
al doilea funcție este x pătrat minus 1. Care sunt valorile? Dacă îi dăm o valoare pozitivă, de exemplu 1, 1 la pătrat minus 1. Hai să... Când ea este egal cu 0? Deci egal nu cu 0. Când este 1. 1 sau minus 1? 1 sau minus 1, da. Că ceva la pătrat, minus 1 la pătrat, face 1, 1 minus 1 face 0. Deci, în dreptul lui minus 1 și al lui 1, obținem 0 și 0. Astfel, intervalul de la minus infinit la plus infinit, pentru rețeta asta, pentru F2, este rupt în trei intervale. De la minus infinit până la minus 1, de la minus 1 la 1 și la 1 încolo. Deci cele trei intervale. 1, 2, 3. Ca să vedem ce Y se obțin pentru intervalul ăsta, de la minus 1 la 1, dăm lui X o valoare din interiorul intervalului. 0. 0, da. Și zicem, pentru X egal cu 0, hai să zicem, pentru x egal cu 0, rezultă f2 de 0. F2 egal cu 0 la pătrat de 0, minus 1, minus 1. Aici vine minus 1. Și semnul e minus în partea. Da. 0 la pătrat de 0, deci minus. Minus pe aici. Minus, da. Toată zona, de la minus 1 la 1. Și în rest, dacă o să dai valori, aia vine pozitiv. Pozitiv vine peste asta. Plus, plus, plus. Trag linie și le mulțesc pe cele două. Adică x pe lângă x pătrat minus 1. Da? X pe lângă x pătrat minus 1. Le mulțesc pe cele două legi. Și acum le mulțesc numele corespunzătoare. Plus, aici sunt numele negative, aici numele pozitive. Plus cu minus? Minus. Merg până la minus 1. La minus 1 cine este 0? Când x-ul e minus 1, este 0, x pătrat minus 1. Deci când x-ul e minus 1, este 0, x pătrat minus 1. Tot negativ. Banul e pozitiv. Păi dacă e 0, 0 oriceva? E 0. 0 oriceva face 0. Deci ieși până în 0. Da. Nu? Că x pătrat minus 1 este 0. Și 0 oriceva face 0. 0 ori minus 1. Da. Deci pentru x egal cu minus 1 am să am minus 1 ori 0. Că minus 1 la pătrat face 1, 1 minus 1 face 0. Deci minus 1 la 0 face 0. 0. Mai departe. Până de la minus 1 până la 0, prima este cu minus, al doua este tot cu minus, și minus cu minus la minus plus. Face plus. Și merg până la 0. Deci vezi, acum am mai multe intervale. Face plus. Dar în punctul 0 ce se întâmplă? Când x-ul e 0, 0 înmulțit cu ceva, face 0, că unul din factori este 0, deci aici tot 0. Mai departe, de la 0 la 1, am plus cu minus, este minus. Ajung la 0. Ajung la 0, este 0. Da. Și până plus cu plus, este plus. Cum trebuia să fie x pe lângă x pătrat minus 1? Cum trebuia să fie x pe lângă x pătrat minus 1? Mai mic egal decât 0. Dacă și numai dacă. Și acum citesc în tabelul unde este negativ. De la minus infinit la minus 1. Corect, văd minus aici, da? Deci rezultă x aparține de la minus infinit la minus 1. Inegalitatea a fost și cu egală. Da. Deci el luă și pe minus 1, că aici e 0. Dacă era strict, era fără minus 1. Da. Da? Deci mai mic egal înseamnă de la minus infinit la minus 1 închis, da, reunit cu unde mai văd negativ? Tocmai de la 0 la 1. Tocmai de la 0 la 1. Deci reuni cu 0 la 1. 0 cum? La 0 și cum la 1? Deschis. Nu, că și egal vrea. Și egal. 0 deschis, 1. 0, 0. Tot închis, mă. Tot închis. Că deci pe... Și la 1 cum? Tot închis. Tot închis, sigur că da. Și mai am undeva minus? Nu. Nu. Deci x pătrat, x la 3 minus x mai mic egal decât 0, e pentru acei x la minus infinit la minus 1, e unul cu 0, 1. Așadar, aș putea spune că a mare egal cu, așa a fost doar, cu toți x-ii, în a mare pun toți x-ii reale, cu proprietatea că se întâmplă așa. Cine este a? Zi, zi. De la minus. Tot exact ce am găsit acum. Da. Că ăștia sunt x-ii cu x pe lângă x la a doua minus 1, este x la a treia minus x, este cel de sus. E vorba de așa ceva, a egal cu, a egal cu
cine? Am spus minus infinit până la 0 se închis. Nu la 0, la minus 1 se închis. Reunit cu 0, 1 închis. Vezi? Am găsit-o pe ea. Am găsit cine este ea. Autorul n-a putut. Putea să spună, să fie drăguț să spune. Mă, A egal cu intervalul minus infinit minus 1, reunit cu 0, 1. Atenție, putea să fie drăguț cu noi și să ne spune cine este au. Dar nu, el a spus A egal cu mulțimea. Adică știți voi să rezolvați inecuația asta? Hai că a fost tare. Știți voi să rezolvați inecuația asta? Și tu ai încercat să duci pe X dincolo și a rămas blocați. Da. Care a fost varianta? Să vedem un X în factor. Apare că au produs de două expresii și am visat la un F1 după prima expresie, F2 după a doua expresie și am continuat cu visul să facem tabelul de variație a semnului la prima cât și la a doua și până să mulțim cele două numere. Negativ cu pozitiv face minus. Da. Și am constatat că asta ar fi ca răspuns. Da? Și acum, iată mulțimea. De acum ne îndreptăm cu privire la această mulțime A, ca și mai spui. Fie mulțimea A egal cu intervalul minus infinit minus 1, reunit cu 0, 1. Ce spune mai departe? Să vedem ce cerință ai. Sunt nemărginite și se determină inițiile A. Încă o dată, ce să arătăm? Deci să demonstreze că următoarele mulțimi din el sunt nemărginite. Adică astea sunt nemărginite, să arătăm că sunt nemărginite. Da, deci este așa. La asta trebuie să facem referire, că e nemărginită, da. Și să se determine infim de A și suprem de A. Acum să vedem dacă sunt nemărginite. Ce înseamnă că o mulțime este nemărginită? Să avem infinitate de... Nu? Să avem infinitate de elemente, da? Da. Păi în orice interval poți să gândesc o infinitate de elemente. Da? Orice interval. Am uitat. De ce am uitat? Ce facem acum? Ar trebui să știm definiția mulțimii mărginite ca să vedem în situația în care nu îndeplinește condițiile mulțimii mărginite, să spunem că e nemărginit acesta. Nu mai știu nici ce înseamnă că mulțimea este mărginită. Caută definiție. Nu mă descurc ce vreau să fac. Mulțimi mărginite? Poate îmi dai și nemărginite? Dar dacă n-ai de nemărginite, măcar mărginite? Ia-o-te în carte, poate are și el un pic de teorie la început, știu eu. Dar unde la început? La începutul capitolului, nu la început, la început. Păi nu mă pot descurca ce vrei. Nu mai țin minte. Nu la început. Unde sunt de găsire? Așa, pe l-am zis, când a început capitolul ăsta. Ce spune aici? Uite, citește. Mulțimi elementare despre mulțime puncte. Gata! Ia să citesc cu atenție acolo. Mulțime mărginită inferior, superior, dacă are cel puțin un minorant sau un majorant. O, dar ce înseamnă minorant, majorant? Numărul M aparține la R se numește minorant sau majorant, dar mulțimea e inclusă în R dacă M e mai mic decât X, X mai mic decât majorant. Tu ai înțeles ceva din cum citești? Citești foarte repede și nu citești ca să te auzi, ci citești ca să înțelegi cât mai rar. Hai să luăm ușor. Prima definiție. Deci notăm definiție. Nu avem informații. Asta e povestea. Deci definiție... Zi-o rar de tot, ca să înțeleg și eu. Nu înțeleg. O zic aia cu minorantul sau majorantul sau care? Păi da, definiția aceea că la mulțimi mărginite spui să admit minorant și majorant. Nu știu ce mi-ai spus pe acolo, nu? Deci începe cu începutul, așa, cu prima definiție acolo. Numărul M aparține lui M. Ce fel de M? Aparține lui M. Numărul... Mare sau mămic? Mămic. Ah. Deci, definiție. M. Numărul M. M, da. Aparține lui M. Așa. Se numește minorant sau majorant. Același?
Da. Sau ai unul mare? Nu. E mic, aparține lui R, se numește minorant sau majorant al mulțimii. Se numește minorant. Sau majorant. În paranteză majorant, sau ce înseamnă acolo? În paranteză majorant. Asta e, adică poate fi surprins pe poziție de minorant sau majorant. Majorant, spune aici. Majorant. Al mulțimii. Pentru. Pentru al mulțimii A inclusă în el. Pentru A inclusă în el. Adică, ce este asta? O mulțime de puncte din el, da? Dacă M mic, mai mic sau egal decât X, paranteză X mai mare, mai mic sau egal decât M mare. Păi vezi, mă, am un mare și un mic, mă. Da, minorantul se notează cu M mic și majorantul cu M mare. Păi, de ce nu spui așa, mă? Se numește minorant, M mare, majorant. Deci la M mare trebuia să pun aici, M mare majorant, pentru A, dacă M mai mic egal decât X. La fel și pentru majorant. Și mai mic egal decât M, nu așa? Așa scrie? Da, oricare ar fi... Pentru orice X... Aparțin lui A. Băi, trebuie să înțeleg bine asta, nu? Nu am voie să nu înțeleg bine, da? Insistat. M mic poate fi minorant. Da. M mare poate fi socotit majorant. Dacă, pentru A care este o submulțime de la lui R, dacă, indiferent ce X aș lua în calcul, M e totdeauna în stânga, pentru toți X-i. Da? Și M mare se află în dreapta pentru toți X-i. M mare. Hai să vedem. Facem acum discuții. Apar n-am. Vreau să înțeleg definiția. Nu mă pot... nu pot merge mai departe până nu înțeleg foarte bine. Și atunci să zic. Pentru A egal cu 2, 5 închis. Pentru A egal cu mulțimea 2, 5. Dă-mi un exemplu de element minorant pentru A. Dă-mi un minorant pentru A. A, 2 plus infinit. Deci, minorant înseamnă să găsești un număr, să dai exemplu de un număr care să se situeze în stânga lui 2. A, minus infinit 2. Deci minorantul vine de la minus infinit la 2. Orice număr de la minus infinit până la 2, da? De exemplu, x egal cu 0. X egal cu 0 este minorant? Da. X egal cu 0, minorant. Pentru că... Că... 0 e mai mic egal decât 2. Decât X, oricare ar fi X-ul din 0, din 2, 5. Deci 0 este situat în stânga lui 2 pentru toți X-ii. Deci, minorant. Am dat un exemplu. Un alt minorant în afară de 0. Minus 1, sigur că da. Altul. Toate de la minus infinit. Orice x de la minus infinit până în 2. Dar 2 poate fi socotit minorant? Păi da, fie cel mai mic sau egal. Da, fie mai mic și egal. Deci 2 poate fi socotit minorant. Deci x egal cu 2, minorant, că, pentru că... Pentru că e 2... Mai mic sau egal 2 mai mic egal decât care ar fi X pentru aparține 2 mai mic egal decât X, indiferent ce X am luat de la 2 la 5. Te întreb. 2,
0,0005 poate fi socotit un minorat? Nu. Că s-a dus în dreapta. De o trebuie dincolo de 2. Da. Și sunt de la 2 până la 2,0005 destul X, da, care nu sunt mai mici decât acesta. Deci, X0 egal cu 2,000007 2,007, asta am pus 4,07, nu poate fi minorant, pentru că sunt X între 2 și 0,007, 2,007, care X nu sunt mai mici decât acestea, da? Nu sunt, ci sunt X și acestea sunt mai mari decât 0,2 și atunci nu poate fi minorant. Am înțeles că seamă minorant? Da. Da, majorant. De la 5 spre plus infinit. Toți de la 5 încolo sunt socotiți majoranți. Deci e mare de ani. Deci e mare. De la 5. E mare. Major, mulțimea majoranților pentru mulțimea mare, ca nu de fapt, da, este egal cu el, intervalul chiar în 5. Da, la 5 la plus. Da, asta s-a mis, dar nu uitați. Păi, băi, asta... N-ai cum să faci ceva dacă nu știi totul până acolo. Cu alte cuvinte, am... Vezi, dacă s-a umplut ora. Sunt 56 de minute. 56, să oprim și îi dăm... Să opresc chiar. Ca să nu fac o greșeală. Corect. Așa.